mulțumesc foarte mult. Avem această informație. Mulțumesc foarte mult, bună seara. Domnule Cumpănașu, creierul operațiunii, cu ghilimele, creierul de căutare a nepoatei dumneavoastră, se întoarce, bine mersi, e foarte posibil, la șefia poliției. Vorbim despre polițistul, despre adjunctul, iată, vedem și imagine, Alexe, omul care a mințit, care pur și simplu, iată, vedem cum era alergat cu ziariștii, privind ora la care a fost anunțat despre dispariția Alexandrei și câte și mai câte. A fost scos din schemă în februarie, acum foarte posibil să revină, bine mersi. Cum vedeți această mișcare? O văd într-un fel, într-un mod mafiot, am mai spus-o. Nu, eu nu mai pot să vă raportez la anumite instituții ale statului român ca fiind instituții, ci fiind grupări mafiote. În cazul lui Alex, există suficiente probe și acum nu vorbesc emoțional strict, ci argumentat, rațional. În cazul lui există suficiente probe pentru ca acest om să fie deja trimis în judecată. Pe lângă această sancțiune disciplinară de a fi dat afară din poliție pe care a aplicat-o Vela, eu nu am primit niciun răspuns nici până în ziua de astăzi, domnule Corpoș, și mă rog, și invitațiilor dumneavoastră, de la parchet. Am depus acum 7 luni, 8 luni de zile o plângere penală la parchet pe numele lui Alexe, pe numele lui Pistol, pe numele tuturor polițiștilor care au participat la operațiune, a procurorilor care, de fapt, nu au participat. Și până în ziua de astăzi, dacă în cazul meu sau al dumneavoastră sau oricui altcuiva, a doua zi sau a treia zi sau peste o săptămână primim citație, până în momentul de față, eu n-am reușit să aflu de la secția specială și nici de la parchetul general și nici de la DICOT niciun fel de audiere care s-a realizat, sau mă rog, măsură dispusă ca audiere au fost, față de Alexe, pe zona penală. Adică noi ne uităm doar că l-au repus în funcție pentru că a fost dat afară disciplinar. Dar omul acesta a încălcat legea. Nu vă supărați pe mine. Omul ăsta n-a raportat dispariția la București în timp util. Știm, pentru că abia seara, ne amintim exact, era la Potcoava, la Scornicești, la... Era la o chermeză, da. Chermeze, era la chef, da. De chermeze, cu niște polițiști de lui. Dar pentru mine și pentru familia mea este una dintre cele mai mari umilințe posibile și parcă nu se mai termină aceste umilințe. Procuror de caz repus în funcție, cel care nu, adică nu mai există dubiu că este vinovat. Omul ăsta cercetează în continuare răpiri, violuri din județul Olt, cu Alexe la fel, cu diacon, cum îl cheamă, Dumitrescu la fel, polițistul acela care a participat ca partea grupării infracționale din 2012, nu uitați că și Pistol îi sfătuia pe interlopi în acele interceptări din 2012 ce să facă. Deci pentru noi este cum să vă spun, este dincolo de orice poate fi suportat uman. Adică dacă oamenii la un moment dat a fost campanie electorală, n-au gândit la rece, acum poate gândesc la rece și își dau seama ce Dumnezeu se întâmplă cu țara noastră? Cum este posibil ca în cazul Alexandrei, care a sunat, care a vorbit, eu chiar vă autorizez în numele familiei mele să puneți înregistrarea cu Alexandra. Eu vreau ca oamenii aceștia, românii, să nu uite prea ușor ceea ce s-a întâmplat și ceea ce Alexandra a declarat la 112. Chiar vă rog, este chiar rugămintea familiei noastre, pentru că oamenii uită prea ușor. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun este faptul că au emis un act constatator de deces absolut aiurea. Am hotărât cu familia mea să contestăm în instanță acest act constatator de deces emis de către Institutul de Medicină Legală, un act constatator de deces care nu are absolut nicio noimă. Din raportul Corpului de Control al Ministrului Sănătății, când am depus plângerea față de cei de la INML, nu reieșea, nu băteau orele, nu băteau zilele. Adică într-o zi și jumătate au făcut o analiză genetică care ia cel puțin 5 zile la cel mai bun laborator din lume. Adică ce vă spun eu acum nu sunt niște chestiuni emoționale, sunt niște argumente științifice, dacă vreți, niște argumente legale. Vom contesta în instanță, vedem ce spune instanța, dar nu are nicio logică. Ne-au refuzat acea expertiză internațională. De ce ar refuza cineva care este sigur de probele pe care le are, că de fapt nu sunt, să ne dea și nouă posibilitatea să testăm acele probe pe care le au și să vedem ca familie că este așa cum spun ei și că aparțin Alexandrei și că rămășițele acelea, nu știu, o parte din ele sunt ale ei. Dumneavoastră, deci, ce vă spune, domnule Cumpănașu, această veste? Vă sperie? E disperare? Iată,
că toate lucrurile revin la normal, nu s-a întâmplat, parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Iată, încet, încet tot revin în funcții și văd, domnul Alexe, păi nu el a apelat și la codiță? El, nu? Ba da, el a sunat pe codiță, el nu a apelat la direcția de operațiuni speciale. Deci acum vorbesc poate mai tehnic pentru oameni, dar vreau să înțeleagă că e o latură emoțională și o latură rațională a demersurilor noastre ca familie. Deci omul ăsta n-a apelat la direcția de operațiuni speciale, n-a apelat la direcția de informații și protecție internă, a Ministerului de Interne, n-a apelat la Serviciul Român de Informații, nu a apelat la toate structurile informative din județ, a apelat la unul care, la un interlop din județul ăla care avea niște bătălii cu alte clanuri și l-au trimis pe el și pe polițiști, au trimis într-o localitate de lângă Caracal, mult, mult, foarte, foarte departe de locul în care era Alexandra. Deci omul acesta, cum poate să revină pe funcție? Ce să-mi spună? Îmi spune domnul Corpuș un singur lucru. Sistemul s-a reîntărit, din punctul meu de vedere, se simt invincibili și este un exemplu. În cazul nepoatei mele, în cazul familiei mele, este un exemplu pentru întreaga țară. Cine mai îndrăznește să mai lupte cu procurorii și cu polițiștii, vă arătăm noi. Uite, dacă în cazul cumpănașului ce s-a întâmplat, sau în cazul cazului acesta, neapărat al persoanei mele, dar în cazul acesta super mediatizat cu dumneavoastră, cu cealaltă trusturi, voi să văd că mai îndrăznește unul, să vedem că mai îndrăznește unul să facă lucrurile astea. Altfel, noi nu există, măcar de ochii lumii, lași, nu știu, adică ceva, un vinovat acolo, minim ceva, nu știu, adică fata asta a sunat. Și vă repet, chiar vă încurajez și dacă o să puteți, să puneți din nou înregistrarea cu Alexandra. Deci țara asta nu trebuie să uite prin ce a trecut această fată, cât mult bun simț a avut, cât curaj, câtă, cum să vă spun, stare de spirit și... ce au făcut autoritățile după aia, înțelegeți? Da. Domnule Cumpănașu, eu vă mulțumesc mult de tot pentru că ați fost cu noi în această seară. Vă salut cu respect și vreau acum să vedem niște imagini, pentru că vă spuneam încă de la începutul emisiunii, doamnelor și domnilor, ce...